cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Astăzi, din nou, cafea de dimineață, cu introducerea pe care o cunoașteți, știți din neamț, mesagerul de neamț, emisiune care sper eu să vă placă, să nu vă uitați urât la mine, că astăzi vă spun că vom încerca să discutăm. De fapt, e prea mult să spun că discutăm despre filozofie. Nu, vom încerca să discutăm despre altfel de lucruri, văzute altfel, cu un invitat, pentru mulți dintre dumneavoastră, surpriză, dar continuăm cu emisiunile în care prezentăm oameni care au pornit din neamț, au învățat în neamț, până la un anumit nivel, după care au plecat și fac performanță la un alt nivel. Ați văzut că săptămâna trecută am adus un om care are o colecție fabuloasă de cărți și este și un foarte bun istoric literar. Astăzi mergem și discutăm cu un tânăr, față de mâine este foarte tânăr, dar tinerețea nu înseamnă că nu pot să și performez. Tânărul respectiv se numește Florin George Călian și a venit în studioul nostru pentru că l-am invitat. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Bună dimineața! Domnul Florin George Călian, o să-mi permit pe parcursul emisiunii să nu vă spun domnul Călian, pentru că sună prea pompos și mulți din neamț au oarece legături cu numele de Călian și după aia zice lumea că v-am promovat interesat. Nu. Deci domnul Florin este un om care în momentul acesta înseamnă ceva în domeniul domniei sale de activitate. Este o voce care pe lângă activitatea profesională, vă spun eu că s-a implicat și ca voce în agora, ca să folosim un termen mai apropiat de discuția noastră. Domnia sa a studiat psihologia, filozofia și limbile clasice în București și mai departe îmi spuneți dumneavoastră ce master și ce alte studii după aceea ați făcut, că mie mi-e greu să le urmăresc pe toate. Da, așa e. Și mie mi-este greu câteodată da. Să urmăresc exact unde sunt acum și ce traiectorie am avut. Într-adevăr, am început cu psihologie. După ce am terminat facultatea de psihologie, am și practicat la Spitalul Nou în București. Am lucrat ca psiholog pe lângă un psihiatru. Dar în timp ce făceam exercițiul ăsta de înțelegere a patologiei severe, pentru că lucram în camera de gardă, mi-am dat seama că lecturile filozofice pe care le aveam chiar când eram aici, încă în Piatra Neamț, din timpul liceului, tot mă bântuiau. Și m-am gândit că ar trebui să le dau glas și am început facultatea de filozofie. Când am început filozofia, treptat mi-am dat seama că există o tradiție filozofică care spune că nu se poate face filozofie fără limbi clasice. Și astfel am început și studiul limbilor clasice în paralel cu filozofia. Atunci se putea, acum nu se mai poate, atunci se putea să faci filozofie cu limbi clasice și să ai o dublă specializare. Vă întrerup o secundă. Când făceam și o facultate care se chema la vremea aceea istorie și filozofie, dar avea secții separate, oricum făceai și filozofie, țin minte cum un reputat profesor de la Iași de la vremea aceea spunea așa: măi băieți, măi fetelor, nu puteți vorbi despre filozofie dacă nu aveți măcar noțiuni elementare de greacă, latină, bine, latină, greacă și, în cazul fericit, sanscrită și alte lucruri. Da. Acum, în momentul ăsta, vă întrerup, că știu că îmi place să întrerup, pe ce limbi sunteți specializat?
cred că pe amândouă, și pe greacă și pe, latină. Însă eu mi-am făcut doctoratul pe filozofia lui Platon și, prin urmare, cred că specializarea de bază e limba și cultura greacă. Dar, cum v-am spus, fiind o facultate de limbi clasice, nu poți să fii clasicist fără să ai cele două coordonate. Exact. Mai întâlnești în mediul academic specialiști care știu doar greacă sau latină, dar ele două chiar nu funcționează separat. Sunt foarte îngemânate. Trebuie să le cunoști pe amândouă ca să înțelegi ceva despre lumea clasică. Pe lângă greacă și latină, am mai cochetat puțin cu sanscrita când eram încă în facultate. Am încercat să învăț slavonă veche. O să vorbesc poate puțin mai încolo despre o școală pe care am întemeiat-o. O să discutăm, că este, da, și... este în planul emisiunii mele, care este de obicei fără plan. Da, exact ca în filozofie. Exact. Și în cadrul școlii am făcut și un curs de slavonă veche și când eram la facultate în București, încercam să diversific cunoașterea limbilor vechi, moarte, dar nu era chiar atât de simplu. În departamentul de limbi clasice se preda doar greacă și latină. Pentru sanscrită trebuia să mergi la alt departament, de romanii, spre exemplu, și pentru slavonă veche la slavistică. Era destul de dificil. Am mai cochetat puțin cu copta, cu egipteana veche, pentru a avea acces la textele gnostice, evangheliile gnostice, care sunt foarte importante pentru începutul creștinismului, dar și pentru filozofie. Și am încercat puțin să intru și în lumea asta orientală, dar foarte puțin. Mi-aș fi dorit mai mult să învăț poate arabă și sper să, cum a spus, poate încă sunt tânăr și poate reușesc și mai departe. Eu vă doresc succes. Știți cum e? Acum, ca să fac o paralelă, avem foarte mulți istorici medieviști care nu știu o boabă și nu se descurcă în slavonă veche. Ceea ce, și aici o să ajungem și la relația biserică-filozofie la un moment dat și o să vedem că nu poți vorbi despre istoria bisericii ortodoxe române și istoria spiritualității românești legată de ceea ce înseamnă religie, dacă tu nu știi boabă de slavonă veche. Da, așa este. E o tragedie. Și nu numai pentru istorici, și pentru teologi. Teologii nu știu nici greacă veche. Nici greacă. Greaca veche este esențială. La tine nu mai spunem. Iar în materie de slavonă veche, clar. Când mergi la o mănăstire și te uiți pe Pisanii, sau aici, în Piața Neamț, la Curtea Domnească, exact. Te uiți pe Pisanii, eu care am învățat puțină slavonă veche, am dificultăți doar să recunosc caracterele din alfabet. Să mai și traduc e deja un efort. Da. Dar mă gândesc că în cultura mea, în cazul pisanilor, poate e firească, pentru că eu nu sunt istoric al bisericii. Dar pentru cei care sunt în mediul bisericesc sau teologal, da, o condiție un necesară. Comun, un bun, da, comun, o condiție, da, necesară. Da, noi cred că avem tradiția asta puțin rusofobă și poate din acest motiv am eliminat treptat slavona veche, dar nici nu cred că avem specialiști pe slavona veche. Au cam dispărut. Da. Au cam dispărut. Erau câțiva în zona Iașului foarte buni, au dispărut fizic. Domnul Florin Călian, rare ori mi se întâmplă să pot face emisiuni altfel aici, la cafeaua de dimineață, datorită specificului ei. Dar, dacă toți suntem într-o emisiune împreună, haideți să atingem niște teme care, culmea, sunt de mare actualitate, chiar dacă ele probabil își au rădăcinile în antichitate. De exemplu, trăim o epocă în care informația ne vine din toate direcțiile, de cele mai multe ori ea nu este filtrată de nimic sau aproape de nimic. Și ne punem în situația omului din ziua de astăzi care este asaltat. Uite, și noi asaltăm acum cu emisiunea noastră publicul. Și stau și mă gândesc așa
uitându-mă la dumneavoastră, la evoluția dumneavoastră, la ceea ce faceți, sunteți în legătură cu o editură, scoateți niște cărți, aveți o școală în care lumea vine teoretic să învețe limbi clasice, lucrați într-un institut care este extrem de interesant, nu v-am lăsat să terminați prezentarea, și noi, și eu mă uit la dumneavoastră și vă întreb așa, cum faceți față? Ah, mai și scrieți prin nu vorbesc de reviste de specialitate, mai scrieți și pe contributori, mai semnați liste în care spuneți, domne, de ce să ne păzim de o ordonanță 13 din nou, alături de alte personalități. Cum reușiți dumneavoastră cu acest profil să trăiți în această societate contemporană și să mai și creați, să mai și lucrați? Nu știu cum reușesc, dar reușesc. Nu, pentru mine e important. Da. Pentru că vreau să ajung la o altă temă. Tema omului specializat din ziua de astăzi, într-o societate în care avem această avalanșă de informații și în care, vorba unui regretat sau nu președinte al României, ce mai e atâta școală, că doar există Google. Știți? Care era Google-ul înainte de a fi Google? Ne duceam la ce? La bibliotecă. La bibliotecă și acolo, când nu știam ceva și nu aveam timp să citim, căutam. Ce căutam? Unde căutam? Într-o enciclopedie. Avem o lume, trăim într-o lume a enciclopediștilor sau a specializațiilor pe domeniu? Da, corect, corect. Cred că în mediul academic sigur trăim într-o lume a specialiștilor. Enciclopediștii au dispărut exact când au apărut. Ei au apărut în Renaștere, erau polimații, figurile mari, de exemplu Da Vinci era un polimat, dar apoi mai sistematic cu gândirea franceză, cu Diderot, D'Alembert, care au făcut, chiar au construit efectiv enciclopediile fizice. Enciclopedia, aceea da. Care, cum să vă da. Spun. Dar polimați nu mai avem, nu mai avem. E o floare rară, polimatul. E o floare rară să găsești pe cineva care are cultură enciclică, în cerc. De obicei, cultura acum e foarte lineară. Foarte lineară și cum se spune deseori, știu puțin, dar știu foarte mult din domeniul meu. Și paradoxul e aici, și cred că domnul Pleșul l-a menționat, de la Edgar Papu, cred că a luat paradoxul, dacă știi puțin, cum poți să știi? Deci specializarea, într-un fel, nu e, e un progres pe linia respectivă, dar nu e un progres în cunoaștere. Eu sunt o figură atipică pentru că am și specializare și e normal dacă faci un doctorat să te specializezi, dar în același timp îmi și permit libertatea de a fi oarecum poate diletant. Diletant în sensul etimologic de a te juca. De a te juca în cultural. Diferite, da, în diferite da. Zone. Exact. În diferite zone de a te juca cu ideile. Și îmi permit să merg în mai multe direcții. În același timp am și pregătirea necesară pentru asta, pentru că am mai multe specializări. Lucru care la noi nu se întâmplă. La noi în România chiar e foarte dificil să ai mai multe specializări. În școala americană se întâmplă. Nu ai specializare doar în filozofie. Ai filozofie cu matematică, filozofie cu fizică, psihologie cu filozofie și tot așa. Deci aș zice că școala americană, academică, universitară, permite oarecum o gândire mai largă, mai enciclopedică. Mă scuzați un pic. Eu mă uit acum și văd că ați publicat sau ați vorbit, ați conferențiat despre filologie clasică, platonică, neoplatonică, psihologie, studii religioase, iconografie bizantină, relația teologie-filozofie, literatură, istoriografia alchimiei și multe alte teme. Adică mie mi se pare așa o cum să spun eu, o extindere
în niște domenii care aparent, numai aparent, ca zic eu, nu au legătură. De fapt, toate au legătură, pentru că elementul comun care este? Cunoașterea. Cunoașterea. Și despre cunoaștere vorbim pornind de la filozofie, nu? De la filozofie, într-un fel poți să pornești și de la nefilozofie. Sau dar nefilozofie. Dar tot la filozofie ajungi. Da. Da, cred că am spus asta. Sunt puțin o figură atipică, pentru că sunt oarecum generalist și merg în foarte multe direcții. Dar lucrul acesta e nefiresc acum. Intelectualul, istoric vorbind, se joacă cu intelectul. Și când te joci cu intelectul, nu te poți juca doar într-o cameră. Trebuie să te uiți în toate camerele culturii. Și dacă te specializezi doar pe camera ta, într-un fel îți oglindești doar intelectul tău. De aia trebuie să fii tot timpul curios, să pleci mai departe, să vezi ce spune cealaltă disciplină, ce spune și alta. Și eu, făcând efortul ăsta, având curiozitatea asta genuină, nu știu de unde vine, poate de aici, din neamț. Probabil că de aici se trage, da? Da, n-am putut să mă opresc doar la un domeniu. Când predau, clar că am specializarea mea, dar în afara efortului de a preda, îmi permit luxul, și a zice că ăsta e luxul intelectual, luxul de a merge în valurile culturii și de a nota în toate direcțiile, unde se duce curentul. Câți oameni mai avem de genul acesta? Există un domeniu, există, hai să spunem, nu un club, că e prea mult spus, există un loc în care vă întâlniți mai mulți în momentul acesta? Nu vorbesc un loc fizic. Da, din câte știu, există o monografie pe polimatie, e tradusă în limba română. Autorul respectiv încearcă să facă o radiografie a polimatului din antichitate până în prezent. Când am citit volumul, am fost surprins câți polimați există. Deci în spațiul ăsta ideal existăm. Există. Da. Acum, dumneavoastră m-ați pus pe mine în cadrul ăsta, eu ader, nu aș... Nu. Eu de ce v-am pus în acest cadru? Pentru că mai citesc și eu, ca să spun așa, câte un pic. Și rar îmi este dat să văd o asemenea deschidere spre atâtea direcții. Și știu cât de greu este. Care au fost ultimele mari spirite în România, să le spunem așa, enciclopedice? În viață sau care... Care nu mai există, la care noi încă ne mai raportăm, da. Cât mai putem, da. Să ne raportăm, da. În lumea asta. Sigur a fost HD-ul. HD-ul a fost o enciclopedie vie. Deci ținea curs de sanscrită, era specialist pe istorie medievală, pe filologie, lucra la dicționar etimologic, pe care nu l-a terminat de bea la început. E o figură clar enciclopedică. După el aș zice Iorga. Iorga e și el un enciclopedist prin definiție și chiar și Mircea Eliade era un enciclopedist și reușea să adune pe linia lui de istoria religiilor. Pornind de la linia lui, să adune... Da, dar să se uite în foarte multe direcții, în etnografie, folclor, disciplinele care aparent au legătură cu istoria religiilor, dar ele în sine sunt greu de asimilat. El a de reușea să le asimileze oarecum în totalitate. Și, dacă îmi permiteți să adaug, cred că și profesorul Slușanski a fost o figură enciclopedică. El reușea, mi-a fost profesor la Facultatea de Limbi Clasice, el reușea să jongleze foarte ușor prin discipline aparent separate. Când vorbea despre războiul troian, deodată îți făcea o prezentare arheologică. Apoi te introducea în cultura sumerică, în hitiți, în persani. Lucruri care nu țineau de specialistul clasic. Și aș zice că e unul dintre mari enciclopediști. Haideți că tot ați amintit numele lui, chiar dacă dialogul pare că sare dintr-o parte în alta, dacă tot ați amintit numele lui, să spunem că în momentul acesta,
în cadrul Universității din Sibiu, da, ați fondat împreună cu Antoaneta Sabău o școală de limbi clasice și orientale care poartă numele lui Dan Slușanski. Da? Este corect? Da. Ei, care este, cum să spun eu, clou-ul acestei școli? Cum s-a... Unu, de ce ați făcut-o? Și doi, cum a prins? Asta ca să nu vorbim într-un limbaj filozofic. Da, pragmatic. Cum v-a venit ideea asta? De ce ați simțit nevoia? De ce la Sibiu ați reușit? Că aici eu, când văd această școală, primul lucru la care mă gândesc, închid ochii, zic, cum, Doamne, așa reușesc să fac așa ceva în ziua de astăzi? Corect, da. Și noi ne mirăm. Păi, nu, deci da. E prima întrebare, care, cum să spun, nici măcar nu e greu de intuit. Da, da. Deci prima întrebare, cum s-a ajuns la școală? Ne-am dat seama... în institutul în care lucram, eu și cu Antoaneta Sabău, că totuși ce am învățat noi la departamentul de limbi clasice, la facultatea de limbi clasice, atunci era facultate în București, nu e complet. Trebuie să ne mai șlefuim greaca și latina. Și atunci ne gândeam cum să facem să totuși să vedem dacă ne putem înrola la niște cursuri avansate de greacă și latină. Și brusc sau treptat, nu-mi dau seama, a apărut ideea, dar totuși hai să facem noi cursuri aici, să aducem noi experți și să predea. Și de la un motiv de a ne șlifui noi greacă și latină, am ajuns la motivul de a învăța pe ceilalți greacă și latină și astfel am demarat școala Dan Slușanski de limbi clasice și orientale. Cum a mers? Care a fost reacția? Bine, foarte bine am mers, surprinzător de bine, am avut foarte mulți studenți și nu ne-am fi așteptat. Inițial a fost o școală doar la Sibiu, cu niște plimbări prin zona Păltinișului. Am avut studenți din America, din Africa de Sud, deci de la universități importante, de la Humboldt, de la Chicago University. Și ne-a surprins faptul că noi am fi vrut să avem mai mulți studenți de aici. Pe ei voiam să-i învățăm, nu pe cei din afară. Și ne-a surprins faptul că și cei din afară au venit la noi. Școala a mers foarte bine. De la școală de vară s-a dezvoltat în școală normală. Normală, da. Și acum avem o pauză în cadrul școlii. Aveam cursuri și pe timpul anului academic, începând cu octombrie până la sfârșitul anului academic, cursuri intensive. Acum, haideți să spunem, ca să explicăm, pauza este una, ca să spunem așa, aproape forțată, nu? Forțată, da. Din cauza tragediei, tragedie, da. Până la urmă, doamna Antoaneta Sabău a avut o problemă de sănătate. Avem și o imagine, cred că, Bogdan, nu? Cred că da, sper că n-am greșit. Da. Așa. Poate ne spuneți câteva lucruri despre contribuția domniei sale la această școală. Da, în realitate, ea e creierul școlii. Am fondat-o amândoi, dar ea are spiritul ăsta pragmatic pe care eu nu-l aveam și ne completam. Pentru că asta era și prima întrebare. Cum reușim practic să facem exact, asta. Da. Exact. După ce s-a întâmplat tragedia cu ea, eu am mai continuat singur școala, mai departe, un an de zile și mi-am dat seama că este foarte greu, foarte greu. Și fără ea nu reușesc. Ăsta e și motivul pentru care suntem în pauză acum. Și eu sper ca ea să se recupereze și ea vrea să se recupereze și dă semne foarte bune de recuperare și să mergem mai departe cu școala. Antoaneta, chiar în mijlocul, eram în apogeul școlii, da. În momentul de climax, când aveam foarte mulți studenți, foarte multe cursuri, reușise să introducem și coptă și slavonă veche, latină vorbită. Coptă? Coptă, da. Cu Alin Suciu, un coptolog foarte serios și foarte bun.
și introdusesem latină vorbită, ceea ce e foarte rar. Latină vorbită se mai găsește foarte puțin în Italia, foarte puțin în Anglia, și noi aveam profesori nu din România, pentru că nu avem latinici care să vorbească latina, ci din Bulgaria, pentru că ei au acolo liceu de limbi clasice, învață atât de bine limbile vechi încât pot să le și le vorbească. Și aveam și latină vorbită, aveam greacă medievală, latină medievală, deci era o chestie grozavă. Reușisem să introducem foarte multe limbi și deci în apogeu, cum spuneam, Antoaneta a făcut un stop cardiac și de atunci lucrurile... Dar eu sper că lucrurile merg spre bine. Din câte... Da, ea este pe lista de transplant acum, la Târgu Mureș, și așteptăm un telefon. E pe lista imediată. Așteptăm un telefon și așteptăm și mai multe rezultate cognitive, pentru că ea când a stat o lună în comă și când s-a trezit din comă, era totul șters, totul, nu m-a recunoscut, n-a recunoscut-o pe fica ei și a fost un proces foarte greu, foarte greu de recuperare. Eu am stat internat cu ea 3 luni, aproape consecutiv. Eram epuizat, sunt epuizat și acum, după tot acest efort, efort de recuperare cognitivă. Limbile pe care le cunoștea sunt încă acolo, surprinzător. Da, și când s-a trezit din comă, ea a început să vorbească în limba engleză, nu în limba română. Am mai vorbit cu niște neurologi, se pare că e firesc să se întâmple așa. Cognitiv s-a recuperat destul de bine, dar cred că nici inima nu o lasă să facă un efort intelectual, cum făceam pentru școala Slușanski, astfel încât să reintre foarte repede în mediul acesta academic. Pentru ea e un efort. Mai mult de 2 ore nu se poate concentra deocamdată. Am înțeles. Pentru mine, dincolo de acest subiect tragic, eu sper ca lucrurile să se rezolve foarte repede, cât mai bine. Pentru mine, ideea aceasta de școală, de limbi clasice, este ceva wow. Și ea se întâmplă la Sibiu. De ce la Sibiu? De ce la Sibiu? Da, Sibiu nu are pentru tradiție. Pentru că ați fost dumneavoastră acolo? Da, pentru că am fost acolo. Da, Sibiu. Dar cum ne-ați convins pe aia de acolo? Că eu nu realizez. Da. Băi, vreau să fac o școală de limbi clasice, vreau să predau... Bănuiesc că se uitau așa cum s-au uitat, că vă povesteam înainte de emisiune, când s-a dus celebrul Szymanski de la Iași să-și obțină atestatul de traducător la București. A făcut o listă. Mircea Radu Iacoban are o pastilă scrisă într-un ziar local, nu într-un ziar central, în care povestește episodul. El i-a fost elev la Iași. Și povestește episodul. Și zice, pentru ce limbi? Și el a făcut o listă și a început. Latină, greacă, etc. Persană, numai limbi, persană, cu tare, coptă, așa, sanscrită. Și a scris, și pe aia a completat, zice, pentru alte 3 și tot niște limbi așa, obscure. Nu știu foarte bine, așa că nu cer. Bineînțeles, comisia s-a blocat și a dat atestatul că nimeni nu era capabil să-l verifice. Da. De asta vă spun, cum poți să-i convingi pe niște oameni, domne, hai să facem lucrul ăsta care este aparent total atipic pentru societatea contemporană. Da, este atipic. Trebuie să existe un om, o minte deschisă. Așa este. Pot să spun că i-am convins parțial de necesitatea școlii. Este atipic pentru societatea românească o asemenea școală. În vest, limbile clasice încă nu mor. La noi sunt extirpate și din curicula școlară și din liceu și cred că și din clasele primare, de 1-8. Se mai preda clasa 8-a, cred că se mai preda puțin latină. Acum cred că s-a scos. Fica mea a terminat clasa 8-a și nu a făcut limba latină, a făcut doar în clasa 7-a, ceea ce nu mi se pare firesc. Eu am dat examen din latină. Sunteți un caz fericit. Deci, clasa 10-a,
trebuia să trec dintr-o treaptă în alta și am trecut de la un liceu, de fost liceu teoretic, s-a desfințat la vremea aceea și s-au făcut liceele astea. Da. Și am trecut la o clasă de filologie istorie și am dat diferență din latină. Extraordinar. Deci diferență din latină. Adică stai și te gândești ce a fost și ce am ajuns acum. Exact, exact, da. Mai ales că noi suntem, sperăm încă, o cultură de limbă latină. Chiar dacă avem dacomanii și tracomanii care tot susțin că, de fapt, nu suntem urmașii romei. Nu, susțin că daca este latină. Daca e latină, da, da. Deci, cred că se ajunge la genul ăsta de inepție, exact pentru că elevii nu mai știu nici măcar o boabă de latină, o declinare, să înțeleagă că totuși limba română se trage din latină și nu invers. Este imposibil invers să ai o limbă românească vulgară, o latină vulgară, și să fie anterioară latinei clasice. Predați. Intrați în legătură cu foarte multă lume. Conferențiați. Eu nu ajung să conferențiez, dar mai întreb câte un elev. Și întreb elevi care sunt elevi, să spun eu, eminenți. Ce știi de Pitagora? Teorema. Da, despre Pitagora, gânditorul, creatorul de concepte, de idei. Nu. Cum era ăla cu Tales? Îmi scapă numele, cu lichidul dislocat din Arhimede. Da. Arhimede. Păi Arhimede zice, teoria lui Arhimede cu lichidul dislocat, așa, un corp confundat în lichid. Altceva, inginer. Întreb de Tales. Întreb de... Nu ne ducem mai departe la alții mai puțin cunoscuți. Și zici, Platon. Deci, există o lipsă de cultură primară. Nimeni nu spune să știi exact despre ce e vorba. Dar să știi că Pitagora este... Mai mult decât teorema. Mai mult decât teorema și că el a venit cu acea teorie a numerelor, care iată în ziua de astăzi. Se confirmă. Se confirmă. Da. Da. Da, e o carență, clar. E o carență... gravă. De ce nu mai predăm filozofie? Ne este teamă de filozofie? Cred că da. Da, pentru că filozofia te provoacă. Istoria filozofiei te provoacă și mai mult. Și cred că e un mecanism probabil inconștient de autoapărare, de a rămâne în ignoranță și de a nu face un efort și spre erudiție, dar și spre gândire. E teama de cunoaștere. Aș zice inconștient. Acum, cred că profesorul Slușanski spunea că e și sistematic. Spunea că e la nivel guvernamental. Sunt de acord cu profesorul Slușanski. Da. Spunea că se încearcă o imbecilizare sistematică a populației. El, sigur, știa mult mai bine cum stau lucrurile, pentru că tot bătea pe la ușa ministerelor pentru reintroducerea limbii latine în liceu, pentru a salva limbile clasice. Sigur, știa ce spune. Eu aș interpreta mai mult psihologic că la nivel inconștient ne e frică de cunoaștere. Aici adevărul nu te mântuie, probabil așa crede inconștientul colectiv românesc, dar poate și cel european, acum aș zice, ci adevărul te sperie și atunci, dacă te sperie, îl lași cu un supreș. Și ăsta e motivul pentru care, aș zice, cel puțin psihologic, avem așa un fel de lentoare și de lăsare când e vorba de lucruri foarte importante, cum ar fi cunoaștere. Sunteți specializat pe perioada antică. Câte din, hai să spunem, poate e mult să spunem sisteme filozofice antice, chiar putem vorbi despre sisteme filozofice. Câte din sistemele filozofice antice se dovedesc inactuale acum? Știți de ce vă întreb asta? Pentru că dacă mergem la esența fiecăruia dintre aceste sisteme, ne dăm seama că, de fapt,
teoriile moderne, știința, chiar noile sisteme, noile, cu ghilimele de multe ori, sisteme filozofice, își au originea acolo și foarte mult în afară de interpretări. Da, foarte, da, îmi place ce spuneți. A fost un comentator la Platon la începutul secolului al 20-lea, Whitehead, care spunea că, de fapt, istoria filozofiei nu e decât o notă de subsol la Platon. Fantastic. Da, extraordinar. Foarte frumos. Da, spune foarte mult. Foarte frumos. Da. Și, da, ce voia să spună? Că, de fapt, toate temele care apar sunt după acolo. Platon sunt exact. Sunt Platon le-a enunțat deja. Le-a enunțat, o parte chiar au fost și rezolvate, multe au rămas în suspensie. Dar suntem în aceea suspensie și acum. Filozofia nu trebuie să o gândim progresiv, poate chiar regresiv câteodată, nu e ca în știință. Și avem aceleași teme, temele lui Platon. Temele lui Platon nu sunt doar ale lui Platon, sunt ale greșității. Enunțați câteva, ca să demonstrăm că avem aceleași teme. Sunt temele clasice, ce e cunoașterea, ce e adevărul, ce e frumosul, ce e virtutea, ce poți să știi, ce poți să cunoști. Ce e morala, cum te comporți etic. A fi a exista. A fi a, da, ce e existența. Da, deci tema asta care ține de ontologie. Acum n-aș vrea ca să obosesc nu, publicul. Nu, dar eu am vrut am enunțat aceste teme ca să ne dăm seama că, de fapt, de acolo au pornit. Exact, da. Și mai mult, ele au pornit de acolo și ele, într-un fel, aceste întrebări, astea sunt izodiacul european. Deci, prin Platon, cultura, prin grecitatea lui Platon și prin cultura clasică greacă, noi am intrat sub un semn diferit de cel neeuropean. Ca să înțelegi Europa și ca să înțelegi unde suntem acum, trebuie să te uiți puțin la greci. Poate mai mult la greci decât la romani. Și, cum ați spus, dacă vrei să înțelegi știința modernă, trebuie neapărat să te întorci la gândirea clasică greacă. Numai problema atomului, spre exemplu. Problema atomului a fost enunțată deja de Democrit, de Leucip, apoi mai târziu de Lucrețius. Deci o ai deja acolo. Și ei spuneau foarte clar că atomos, deci au e privativ în față. Atomul nu se desface. Ei, noi l-am desfăcut. Păi, acum, dacă intrăm în câteva concepte de genul acesta, știți cum e? Mi-aduc aminte de lecțiile de filozofie. Dacă greșesc, mă corectați, că nu, deci nu vreau să... Deci, țin minte când ni se spunea Thales, elementul primordial, apa, aerul. Da, apa. Da? Aerul era la Anaxagoras sau ceva de genul, ceva de genul ăsta. Da? E un pomelnic acolo. Da. Și ajungem la un moment dat la acea noțiune de nous, da. Adică minte, da. Rațiune. Păi, da, Anaxagoras. Da. Mai mult de... Deci noțiunea asta, lucrăm cu ea acum și încercăm să vedem care sunt limitele, ne spune știința. Da. Ne poate răspunde știința la întrebarea asta, care sunt limitele rațiunii? Parțial, poate. Ea e, cred că e o limită. Are știința... Are însă, ea da, o limită. Are o limită. Și nu poate răspunde pentru că nici filozofia nu poate răspunde în totalitate. Când s-a enunțat că nous e principiul care guvernează totul, cosmosul, ei înțelegeau prin cosmos atunci ceva ordonat. E cuvântul care a dat cosmetică. Adică ca o podoabă, ceva frumos, a fost o revoluție. Să gândești că în univers există o rațiune care guvernează universul. Și aceeași rațiune pe care o avem și noi. Sau poate e diferită de a noastră, dar noi avem rațiune, universul are rațiune. Ideea preluată altfel, poate creator, poate nu, în creștinism, nu în exact, religie, da. În teologie. Da. În teologie. Cineva guvernează tot ce există. Bine, făcând deosebire de rigoare. Mulțumesc că ați punctat, pentru că
Nu putem înțelege, cum am spus, cultura europeană fără grecitate, dar mai mult, creștinismul chiar nu ar avea forma pe care o are fără cultura clasică greacă. Creștinismul ar fi fost doar o sectă iudaică dacă nu ar fi întâlnit filozofia greacă. Și, cum am spus, a influențat irreversibil ideea de univers ordonat, de univers care are un sens, vine și are rădăcinile în Aristotel, Platon. Într-un interviu pe care l-ați acordat unui post de radio, mă rog, Trinitas, dacă aduc eu bine aminte, spuneați la un moment dat că primii creștini care au venit cu teze, de fapt erau ce? Niște filozofi care au trecut și au încercat să demonstreze adevărul teologic. Da, ceva de genul ăsta. Da, sper că am deținut bine. Da, ce voiam să spun, cred că e că inițial teologia creștină nu era teologie efectiv, era filozofie. Da, în sensul filozofie acesta, în jurul logosului. În jurul altui principiu. Dacă aveai nus la Anaxagoras sau la Aristotel, primii filozofi creștini aveau logosul în centru. Logos pe care îl găsești și la Heraclit anterior. Logosul din Evanghelia după Ioan, de fapt, e un logos foarte accesibil cititorului din Antichitate. Era familiarizat cu acel logos. Ori logosul din Evanghelia după Ioan e un logos încarnat. Și asta am vrut să spun probabil atunci, în interviul respectiv, că primii teologi, de fapt, sunt filozofi. Dacă ar fi rămas doar teologi, asta ar fi însemnat să rămână doar orientali. Adică să rămână tributar Ierusalimului și misticismului iudaic. N-am fi avut teologie, am fi avut doar religie creștină. Teologia, așa văd lucrurile, teologia e ceva specific creștinismului. Și e specific creștinismului tocmai pentru că, cred că asta spuneam atunci, Atena se întâlnește cu Ierusalimul. V-aș provoca la o discuție. Acum trăim într-o epocă în care au apărut, cum să-i numim, că tot vorbeam de creștinism, apostolii apocalipsei moderne. O avem pe acea fătuță de prin un fiord, de prin, nu știu, Norvegia, pe unde o fi, Greta, nu mai știu cum o cheamă, care ne spune, atenție, murim! Atenție, murim! Natură, așa. Dacă o contrazici, intri în oprobiu public. Cum adică? Planeta moare, aer, oxigen, CO2, etc. Da? Avem apostolii care ne spun, domne, s-a terminat cu lumea veche. Acum trebuie un om nou. Trebuie un om nou care să fie deschis. Nu mai vorbim despre sex, vorbim despre genuri. Da, da, da. Nu mai vorbim despre alb și negru. Că negru e bun și albul e rău. Nu mai vorbim despre niște repere ale umanității care existau, culturale, de altă natură, da? Dărâmăm statuile. Dărâmăm statuile. Avem apostoli ai unei noi ideologii, care nici nu știu cum să o numesc, socială, de ce fel de ideologie este. Pe parcursul istoriei, filozofii au putut urmări faptul că în toate perioadele au apărut ideea asta de concept, de om nou, conceptul de om nou. Am avut un om nou în perioada antică, am avut un om nou în perioada medievală, în epoca modernă incipientă și acum avem acest nou concept de om nou care este, cum să vă spun eu, teoretic profund implicat în toate și în nimic. Cum a evoluat conceptul ăsta? Din punctul de vedere al unui om care a studiat psihologie, filozofie și limbi clasice. Da. Dumneavoastră spuneți că sunt apostoli, dar sunt profeții lumii
noi sau... Profeții lui noi. Da. De ce am spus apostol? Pentru că noi avem și Sfinții Apostoli în creștinism. Da, da. Și la un moment dat, până la urmă, creștinismul nu se teme de apocalipsă foarte tare. Da, corect. O așteaptă. Nu, dar e un discurs clar apostolic. Ei pleacă, călătoresc și transmit mesajul lor... Exact. De evangelizare. Am încercat să fac o comparație, poate nereușită, dar de asta am spus de apostol. Nu, cred că e un termen potrivit de apostolizare ideologică. Exact. Da, și Evangelion era o veste nouă. Și acolo ei duceau vestea nouă, apostolii respectivi. Cum s-a ajuns la situația asta? E o întrebare foarte grea. Acum, cred că am avea mai multe răspunsuri pe masă. Dacă încercăm psihologic, aș zice că gândirea asta apocaliptică, cum spuneați, cu sfârșitul lumii, cu cataclismul natural, cu schimbarea climei, gândirea asta apocaliptică o vedem permanent în istorie. Într-un fel o avem și în Evul Mediu, în trecerea la 1000 de ani. O avem foarte mult pe vremea lui Hristos. Exista un mediu apocaliptic iudaic și care tot anunțau ceva, anunțau, nu anunțau neapărat venire, dar anunțau un fel de cataclism. Când avem probabil cartea scrisă de un Ioan, poate tot de Evanghelistul Ioan, Apocalipsa, e tot un mod de a prelua o tradiție iudaică în creștinism. Creștinismul, cum ați spus, nu prea crede în Apocalipsă, crede în a doua venire a lui Hristos, dar în sensul ăsta, foarte duios. Adică nu se uită așa mult la Apocalipsă, ci se uită mai mult, a zice, spiritual. Spre exemplu, Martin Luther, când a început reforma, el chiar a refuzat să mai pună cartea Apocalipsei în canonul Noului Testament, consider că e necreștină, că intră puțin așa pe ușa din dos, apocrif, că intră acolo. Deci nu găsea element creștin în Apocalipsă. Nu știu dacă reușesc să vă răspund exact la întrebare. Acum speculez foarte mult. Păi nu, de asta v-am și provocat. Omul nou, aș zice că omul nou, da, e omul recent. Sunt teorii, se discută acum ce e cu omul, pentru că omul nu mai are o definiție clară. Mai ales, trăim într-o lume post-umană, nu? Adică dincolo de om. Cum ați dat exemplu cu LGBT-ul. Nu mai avem definiri clare. Da, ce e genul, ce e sexul. Și se ajunge în ambiguitatea asta conceptuală, pe care, într-adevăr, tradițional nu o aveam. Dacă vorbim de omul dincolo de om, putem vorbi și de dezumanizare? Clar, clar. Aș zice că ce înseamnă a fi uman sau umanism? Înseamnă să ai niște valori. Dincolo de om, ești dincolo, aș zice, într-un sens negativ, dincolo de bine și de rău, dincolo de bărbat și femeie, dincolo de principii. Ești într-un mediu anarhist și într-un mediu, aș zice, suprarealist, în care totul e posibil. Imaginația e limita. Și când intri, e un teren periculos. Ce face acum ideologia, ideologia asta de stânga, de tip LGBT, se joacă cu focul. Se ajunge de la ideologie, se ajunge foarte repede la dogmatism și atunci nu se uită de unde s-a plecat. Inițial, întrebările astea erau filozofice. Ce e omul? Dar nu trebuia să implementăm o definiție asupra societății la modul agresiv. Într-un fel, când te întrebi ce e omul, te întrebi la un nivel teoretic și apoi vezi dacă societatea suportă acest tip de răspuns sau nu. De exemplu, e un filozof secolul XIX, Friedrich Nietzsche, el înțelege omul doar prin voință de putere. Dacă încerci să implementezi asta social, ajungi la al treilea Reich, la război, dar ce vrea el să spună, cred că ar trebui să rămână doar la nivel teoretic. Omul în antichitate avea Platon o definiție la un moment dat, încerca să definească omul. Și vine un partener de dialog,
cum e acum, cum discutăm noi acum, spontan. Și spune, a, pe omul astfel definim, definim prin atribute. Și spune, a, uite, n-are pene. N-are pene. N-are da, pene. Da, 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 unghii, are unghii, dar nu-și gheare. Așa, deci n-are pene, n-are unghii. Prin urmare, ce e? Un fel de găină care n-are pene și nu zboară, dar n-are aripi. Da, și depinde cum definești tu. A pornit de la ce nu are. Ce nu are, da, definiția da. Negativă. Da. Da. Noi acum când definim omul, adică post-uman, încercăm să ne debarasăm de atribute, pentru că noi credem că atributele astea sunt constructe sociale. Ori unele nu sunt sociale, sunt naturale. Deci, identitatea de sex e naturală, așa o văd. Când introduci ideologia, cum am spus, dar nu vreau să mă repet, e un teren periculos, un teren periculos. Și e greu de controlat. Da. Mă gândeam acum că ar trebui totuși discuțiile astea să aibă loc mult mai des pe tema aceasta. Și să intervină filozofi, psihologi, chiar și politicieni. Pentru că mie mi se pare că ne pregătim un viitor destul de ciudat. Și dacă mai adăugăm acum și intervențiile astea, să le spunem, tehnice, inteligența artificială, etc. Și dacă inteligența artificială intră, dacă nu cumva este deja, pe mâna celor care propagă o asemenea ideologie, viitorul nu mi se pare extrem de, cum să spun eu, permisiv pentru oameni. Da, pericolul ăsta există și cred că e conștientizat și la un nivel mai înalt, și la nivel guvernamental, dar și la nivelul celor care se ocupă de inteligența artificială. Am înțeles că însuși creatorul inteligenței artificiale își dă seama și a dat seama că sunt niște probleme și ar trebui impuse niște reglementări sau niște limite. Într-adevăr, dacă softul inteligenței artificiale este hăcuit și e hăcuit de către ideologia de stânga, se poate ajunge la... Îmi cer scuze, mi se mai întâmplă foarte rar. Dar mi se întâmplă. E un semnal că... Nu. E un semnal că mai am de întrepus niște întrebări și vreau să ne reîntoarcem la activitatea dumneavoastră. Hai să-i spunem enciclopedică. Așa? Și vreau să discutăm un pic despre un lucru foarte bun care se întâmplă. Și eu mă întreb din nou cum se întâmplă. Vreau să coordonați o serie de tipărirea unor lucrări la o editură, Ratio e Revelatio, cred că așa se cheamă. Da, Ratio e Revelatio. Cum reușiți să publicați, să coordonați publicarea unor asemenea lucrări? Am câteva dintre cărți aici la mine. De exemplu, pentru mine este o surpriză totală. N-am mai intrat, nu mai am timpul necesar să intru foarte mult în librării. Această lucrare, Filozofia, o nouă istorie a filozofiei occidentale. Am răsfoit-o cât am avut timp zilele trecute și este absolut senzațională lucrarea. În 4 volume, le arăt și la cameră, poate le spuneți 2 vorbe despre lucrare, după care aveți această lucrare, Eneida. Este o carte de căpătâi, o lucrare de căpătâi pentru oricine vrea să înțeleagă ce înseamnă literatură și nu numai literatură de la vremea respectivă. Tot aici aveți și portretul de clasicist al lui Dan Suszanski. O carte, probabil, comemorativă, așa, dar plină de lucruri extraordinar de interesante. Mai aveți și alte lucrări publicate. Cum se poate întâmpla lucrul ăsta? Și cum de v-ați înhămat la așa ceva? Nu știu cum de s-a întâmplat. S-a întâmplat din mers.
În 2014, directorul editurii Rachel Trevelatio, Otnil Vereș, m-a rugat să mă înhăm la acest proces editorial, să coordonez seria de filozofie a editurii. După cum vedeți, și numele editurii e un nume programat. Se ocupă de literatură teologică și filozofică. Haideți să vedem dacă reușim să punem și o imagine. Sunteți alături de... Da, de directorul editurii. Suntem la Cabana Noica. Ajungem și la Cabana Noica ca temă de discuție imediat. Și aici lucrăm pe un volum care sperăm să apară anul acesta sau la anul, pe o traducere din Eduard Canterian, un filozof român care a locuit 8 ani în România și o autoritate în afara țării. Da. Da, vă rog. Da. Deci am început în 2014, 2013. Anul ăsta sunt exact 10 ani de când am început editura și de când am început să o coordonez seria de filozofie. Am ajuns destul de departe cu seria de filozofie și asta și pentru că mediul editorial românesc e destul de comercial și e foarte orientat pe divertisment. Și atunci ceea ce părea un fel de colecție de nișă, așa, a devenit o colecție serioasă în mediul editorial românesc. Sunt puține edituri care mai publică filozofie asta și care au curajul să publice filozofie. Și care este feedback-ul? Spre exemplu, ce a prezentat dumneavoastră Anthony Kenny, e vandabil. Se vinde foarte bine, oamenii se citește aparent ușor, trebuie să ai totuși o bază când citești, dar oricum te duce, ai citit, zici, bă, ia hai să văd cum e cu chestia asta mai departe. Și o privire asupra întregii istorii a filozofiei occidentale dintr-o perspectivă extrem de interesantă. Așa e, dintr-o perspectivă, noi am zice, cei care lucrăm în filozofie, dintr-o perspectivă puțin mai analitică. El, având și pregătire analitică, un asemenea volum foarte rar apare. Asta apare în Europa foarte rar. Deci, înainte de el mai avem să scriu o istorie a filozofiei este aproape imposibil. Momentul acesta. De unul singur. De unul singur, da. Foarte rar se întâmplă asta. Înainte de Kenney, l-ai pe Klopstock și apoi mai e pe Bertrand Russell, mai e pe Hegel. Deci nume grele. Hegel scrie o istorie a filozofiei foarte speculativă. Da, dar să nu uităm când scrie. Când scrie, exact. Deci să nu uităm când scrie. Da. Că atunci era un anumit mod de a privi lucrurile și o anumită informație. Exact, exact. Și nu exista literatură exegetică exact. De filozof. Exact. Atunci era foarte simplu de scris istoria filozofiei, că te uitai doar la filozofi. Ori Anthony Kenney trebuie să se uite și la exegeză. Ori exegeza este uriașă. Pentru fiecare filozof e o junglă. Ce face el? Deci e un efort care nu cred că o să mai fie atins următorii 100 de ani. Deci e o carte de referință și ne bucurăm că noi am luat drepturile de autor de la Oxford University Press să o traducem în limba română. Primul volum a apărut în 2016 și ultimul a apărut anul trecut. A fost un efort uriaș editorial pentru a reda aceste volume în limba română. Dar mă bucur că v-au plăcut și că... Nu, pentru mine a fost o surpriză. În momentul în care l-am primit, am reușit să-mi arunc prima dată, am zis, mă duc la antic. Am citit ceva, zis, hai să văd cum vorbește despre contemporani. Și am rămas, wow, deci chiar este de citit. Chiar este de citit. E adevărat. Trebuie să stai, să citești, să încerci să analizezi. Dar este de citit. Și e un efort. Păi, noi nu reușim să ne publicăm în limba română istoria românilor. Ne chinuim să publicăm istoria română. Nu mai vorbim de istoria filozofiei. Apropo, avem o istorie a filozofiei românești cât de cât în momentul acesta? Actualizată nu, dar au fost mai multe încercări și prin anii 60, dar din grilă neomarxistă.
Da, și totul se interpreta în funcție de lupta de clasă și nu e utilă. Spre exemplu, Cioran era trecut la trăiriști și, în fine, da. Bun. Acum, pentru că timpul totuși este limitat într-o asemenea emisiune și tot ați amintit de Casa Noica, haideți să mai dezvăluim un aspect al activității pe care o aveți. Sunteți custodele. Da, sunt curator, custode. Da, sunt, am privilegiul acesta de a mă îngriji de Cabana Noica împreună cu colegul meu, Cătălin Cioabă. Cătălin Cioabă, care e o autoritate în filozofie, a tradus Ființă și Timp cu domnul profesor Gabriel Liceanu, o lucrare fundamentală a lui Martin Heidegger. Și aici avem imaginea. Da. Și mă bucur mult că pot să îngrijesc locul unde și-a petrecut ultimii ani din viață probabil cel mai important filozof pe care l-a avut România vreodată. Ce activitate aveți acolo? Eu o văd pentru dumneavoastră și ca pentru un loc pe în care să puteți crea. Da, da. Așa e. Inițial am ajuns la Cabana Noica rugându-l pe Cătălin Cioabă să-mi dea spațiu să lucrez. Treptat, am reușit să îngrijesc Cabana Noica. Cabana este dedicată doar studiului, deci nu e o cabană de agrement. Aparține unei fundații, Fundația Humanitas Aquaforte. Fundația a cumpărat-o pe la începutul anului 2000. În 2005 a fost renovată și pentru studiu. Camera lui Noica a rămas intactă. Să încercăm să dăm și o imagine de acolo, da, după ce... Dacă reușesc să văd să ajung. Avem și o imagine cu Noica la biroul lui, unde scria, cred, nu? Da, în realitate, nu avea birou. E pat. Da, stătea pe pat. Eu bănuiesc că folosea patul pentru că a rămas cu niște rând din închisoare. Făcând 6 ani de închisoare și chiar el povestește o metodă cum era torturat, dar n-aș intra în detalii acum, a rămas cu niște răni pe fese și nu putea să stea efectiv pe scaun. Și cred că este motivul pentru care aproape în toate pozele apare pe pat și cu o tabletă în loc de birou. Birou, da. Da, este o măsuță în camera lui Noica acolo, dar cred că măsuța aia mai mult era folosită pentru mâncat. Am înțeles. Să vedem dacă mai găsesc o imagine. Imagini puse cu amabilitate la dispoziție dumneavoastră, ca să spunem lucrul ăsta. Deci aici este o altă imagine. Deci, tot da, încă... aici se vede foarte clar camera lui Noica în totalitatea ei, așa cum a rămas din momentul... Aproape un fel de chilie, nu? Sau aproape un fel de celulă. Da, foarte bine spus. Da. Și, da, e o combinație între celulă și chilie, da. El, de adevăr, când intri acolo, ai impresia că... Eu încă nu m-am obișnuit. De fiecare dată când merg la Cabana Noica, am evlavia asta pe care o ai în mediul monastic. Ai impresia că intri la un isihast, la un monah. El însuși a avut o viață de ascet. Venea dintr-o familie de moșieri, deci a avut o educație foarte bună, guvernantă, etc. Dar nu s-a bucurat de viață la modul burghez. Nici regimul comunist nu i-a permis asta. La un moment dat spune că atunci când i-au fost confiscate moșiile, s-a bucurat că a rămas fără îndatoriri. Și fără griji. Fără griji, nu mai era împovărat. Era liber, pentru că nu mai avea o necesitate. Și atunci era liber spiritual. Camera lui Noica, vedeți, ea cum ați spus, are caracter de celulă și de chilie, nu te îmbie, nu te provoacă la un lux. E o cameră foarte austeră. La un moment dat, Alexandru Paleologul le vizitează și îi spune, incredibil cum Noica nu are acest simț al esteticului. Efectiv, nu-l deranja. Pentru el era important doar să aibă un loc unde să lucreze. O să vă propun ceva. Acolo aveți semnal, nu? Cât de cât. Cât de cât. Pe poate reușim să facem pe Skype o emisiune cu dumneavoastră acolo, eu în studio aici, și să discutăm
și să discutăm mai multe despre noi, ca inclusiv cum a ajuns să fie condamnat, cum a ajuns la Păltiniș, ce s-a întâmplat acolo, pentru că este o întreagă poveste legată de el și, din păcate, din păcate, cărțile despre noi ca s-au scris, dar nu întotdeauna, cum să spun eu, suficient de clar ca să vadă lumea de ce Noica este ceva într-o ființa neamului românesc, ca să spunem așa. Da, da. Noica trebuie discutat permanent. S-a scris despre Noica. Noica a fost publicată între gemeni, a fost publicat fidel tot timpul, dar, într-adevăr, trebuie permanent discutat, chiar dacă o să dăm impresia că repetăm. Pentru că profesor Liceanu, când a scris Jurnalul la Păltiniș, el a oglindit foarte bine fenomenul din jurul lui Noica. Dar e bine să nu lăsăm să adoarmă acest fenomen. Eram student când a apărut lucrarea și în Iași a provocat un adevărat scandal. A dispărut din librării, nu pentru că era subversivă, ci pentru că la un moment dat în lucrare se vorbea despre un profesor universitar din Iași pe care Liceanu l-acuza de plagiat. Și lucrarea a dispărut, bineînțeles, noi studenți istorie, filozofie, hai să căutăm lucrarea, să vedem despre ce este vorba. Și așa am citit cu pene răsuflate Jurnalul de la Păltiniș, care a fost un boom la vremea respectivă. Da. Pe final, sper să ne mai întâlnim în emisiuni, pe final aș vrea să vorbesc un pic despre omul care sunteți și care se implică și în, cel puțin așa mi se pare mie, și în ceea ce înseamnă viața socială. Nu discut acum că ați semnat niște, dar de exemplu, de pe postura pe care o aveți de, hai să-i spunem, promotor și apărător al ideilor, imaginii și al operei domnului Dan Slușanski, ați avut o ieșire vis-a-vis de Academia Română, care mă face să cred că nu veți avea foarte curând prilejul de a ajunge acolo, cel puțin până nu se schimbă niște lucruri, spunând franș în față, băi băieți, ați cam comis-o. Ca să nu spunem că a spus, bă, ați furat. Da. Da, nu știu dacă în articolele mele am spus clar că au furat, dar ei au furat. Deci, da. La nivelul acela, și vorbim Eugen Simion, vorbim alți oameni foarte importanți. Vorbim de o autoritate și de mai multe autorități. Deci, vorbim de institute din interiorul Academiei care și-au permis luxul acesta să editeze opera lui profesorului Slușanski fără a-i da credit. Fără a spune că este opera lui. Exact, da. Și au încercat într-un fel, cum să spun eu, să-și o însușească fraudulos. Exact. Nu știu care e motivul. Tot speculăm sau speculez. Probabil sunt niște rațiuni financiare. Ai finanțare pentru o nouă publicație doar dacă dovedești că e ceva nou. Și pentru publicul care ne ascultă, poate trebuie specificat. Eugen Simion a publicat în cadrul Academiei Române o operă a lui Cantemir, Creșterea și descreșterea Imperiului Otoman. A publicat ediția textului latinesc, ediția realizată de profesorul Slușanski. Din păcate, profesorul Slușanski este amintit doar întreagăt, nu e amintit pe pagina de frontispiciu, pe prima pagină, și nu e amintit ca editor principal. Vorbim de Dimitrie Cantemir și despre o operă care la vremea respectivă a făcut în mediul acela care exista furor și era o operă fundamentală despre Imperiul Otoman pentru chiar și cei care conduceau Imperiul Otoman la vremea respectivă au zis, da, este o carte de care trebuie să ținem cont. Da. A fost cea mai importantă introducere în otomanistică sau în Imperiul Otoman, sigur e cea mai importantă pentru vremea respectivă, nu e întâmplător că s-a tradus în atâtea limbi. Imediat s-a tradus, Antioch Cantemir a luat manuscrisul și l-a
l-a dus în Europa și s-a tradus în germană, în engleză, în franceză. Noi mult timp nu am avut manuscrisul latinesc. În momentul. Și, da, și l-a descoperit Virgil Cândea undeva într-o bibliotecă din la Harvard și a reușit să facă o copie a manuscrisului. Profesorul Șansi a reușit să se uite pe acea copie și a făcut pentru prima dată prima ediție, deci Princeps, a făcut un Princeps al textului latinesc la editura Marcord în Timișoara. El era foarte optimist că toate bibliotecile o să cumpere manuscrisul ăsta, toate bibliotecile importante din lume. Din păcate, nu se știe foarte bine ce operă grozavă a făcut profesorul Sușanski în marginea operei lui Cantemir. Și cred că Academia a profitat de acest lucru să-și însușească un efort care nu-i aparține. Eu acum și în volum vorbesc despre asta, dar cel mai mult vorbesc într-un articol pe care l-am numit Creșterea și descreșterea Academiei Române. Dacă cei care ne ascultă astăzi vor să afle mai multe detalii, pot să găsească. Da, pot să găsească acest articol și sunt o serie de articole și din partea Academiei e o discuție mai largă. Am putea să vorbim foarte mult cu Florin George Călian, nemțean al nostru, plecat acum la Sibiu, să spunem, care e oficial cercetător în istoria filozofiei, da, și a studiilor religioase. În realitate, paleta de preocupări este foarte largă. Am încercat să surprindem câteva dintre ele aici. Eu sunt onorat că am putut să facem această emisiune. Am fi avut multe alte lucruri de discutat, inclusiv despre lucrări pe care le-ați publicat sau despre faptul că ați ajuns să fiți recenzat în lucrări de foarte mare importanță. Sper să ne mai întâlnim într-o emisiune. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți la cafeaua de dimineață. Am și depășit timpul, nu mai contează. Important este că nici nu mi-am băut cafeaua. Ca să vă spun cinstit, nici nu mi-am băut cafeaua. La mine e a doua deja. Așa. Sper să ne mai vedem și vă doresc mult succes în demersul acesta, eu îi spun, enciclopedic, în care ființați. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație. A fost o plăcere din partea sper mea. Să, mi-a plăcut foarte mult discuția pe care am avut-o. Sper să vă fi plăcut. Sper să placă și celor care ne urmăresc. Oricum, ea va rămâne pentru că genul acesta de discuții cu oameni speciali merită să rămână. Și cine știe, poate pe cineva interesează și vom reuși să îndreptăm câțiva tineri dotați în direcția aceasta. Ar fi cea mai mare realizare. Vă mulțumesc, numai bine, oameni buni. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Dacă v-am supărat, scuzați-ne, dar n-am avut nicio intenție rea, nici măcar față de cei care se feresc de filozofie, de carte și de alte lucruri. Nu am vorbit aici despre politicieni. La revedere, numai bine.